Mântuitorul i-a atras atenția la acest om, la acest sutaș, modestia sa, buna lui credință, omenia sa și mai ales credința că se întâlnește cu Hristos, că se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu, celui viu și adevărat, a doua persoană a Sfintei Treimi, om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Sigur, sutașul, ca dregător roman sau ca slujitor roman, ca slujitor al Imperiului Roman, ca angajat al acestui imperiu stăpânitor peste țara Iudeei atunci, auzise de minunile săvârșite de Iisus Hristos. Auzise de cele, de faptele minunate întâmplate ori săvârșite de acesta. Și a venit în întâmpinarea lui cu toată credința atunci când și-a văzut pe unul din slujitorii săi neputincios, bolnav și slăvănoc fiind. Și iată Mântuitorul în dialogul foarte frumos și impresionant pe care îl are cu acest sutaș, spune, venind, îl voi vindeca. Și aici se vede sinceritatea și smerenia sau modestia sutașului care spune, Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul casei mele. Dar eu știu că tu, dacă zici, doar cu cuvântul se poate împlini acestea, fiindcă și eu celor de sub mine le spun să meargă și se duc, să vină și să vin, să se întoarcă și să vină, adică fac ceea ce le spun eu, execută ordinele sau dispozițiile mele, cum și eu la rândul fac acest lucru în raport cu șefii mei, cu conducătorii, cu stăpânii mei, execut cele ce ei îmi poruncesc să fac. De aceea, Doamne, știu că Tu, dacă vei zice, se va împlini cuvântul Tău. Și Mântuitorul este impresionat știind și conștientizând că mulți evrei îl contestau, că nu credeau că este Mesia, că nu credeau în sfințenia Lui și mai ales în dumnezeirea Lui. Și mulți, deci, îl discutau și speculau cele făcute ori împlinite de El. De aceea Mântuitorul, și cu oarecare tristare și poate chiar mâncnire, a spus, adevărat grăiesc vouă, că nici în toată țara Iudeii, în toată Iudeea, n-am găsit atâta credință ca la omul acesta. El știind că mulți îl însoțeau din interes, fie să fie hrăniți, fie să fie tămăduiți, vindecați, fie cărturare și farisei practic îl spionau, îl urmau, îl monitorizau, îl urmăreau, căutând să-l prindă în cuvânt. Nu pentru cuvântul său mergeau ei cu el, sau pentru învățătura lui. Nu ca să-și o asume, să-și o însușească în propriile lor vieți, ci ca să-l prindă în cuvânt. Ca să-l iscodească, ca să-l ispitească, ca să-l provoace pe el. Ori acest dregător roman, păgând de credință și de neam, cel puțin în viziunea lor, iată că a venit la Mântuitorul cu toată sinceritatea, mijlocind de rugăciunea sa adresată Mântuitorului pentru tămăduirea ori vindecarea slugii sale, cele neputincioase ori bolnave. Și de aceea Mântuitorul spune că mulți din cei ce n-au văzut și nu s-au împărtășit de Hristos vor intra în Împărăția lui Dumnezeu stând la masă cu Dumnezeu. Și cei mulți dintre cei care au avut ocazia, au avut prilejul de a se înfructa din împărtășirea cu Hristos, de a se bucura de întâlnirea cu El sau de întâlnirile cu El, nu vor sta la această masă, ci izgoniți și refuzați vor fi. De ce? Pentru că n-au avut credință. Pentru că n-au făcut lucrul acesta cu sinceritate. Dacă este să ne cercetăm puțin conștiințele și noi, de multe ori facem unele lucruri, chiar vis-a-vis de Hristos, ori de credință, dintr-un anumit interes. Nu întotdeauna suntem sinceri. De multe ori suntem ipocriți, suntem fățarnici.
Mai mult decât atât, din Evanghelia de astăzi învățăm, ori putem înțelege ce mult înseamnă să ne purtăm sarcinile unii altora așa cum chiar Hristos ne îndeamnă să o facem. Și ce mult contează, ce mult ajută să ne rugăm unii pentru alții. Să ne pomenim în rugăciunile noastre unii pe alții. Să dăm acatiste și sfinte liturghii sau pomenice pentru cei, pentru semenii noștri aflați în neputințe, în boli, în necazuri sau în diferite strâmtorări sau cumpene. Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm cu ei. Să aducem prin oasele noastre la Sfântul Altar jertfă fiind pentru ei, pentru tămăduirea, întoarcerea, vindecarea sau tămăduirea lor. Ce mult contează să fim în această solidaritate, în această empatie spiritual-duhovnicească de a ne ruga unii pentru alții, de a ne pomeni unii pe alții, de a mijloci, de a fi niște mijlocitori care în rugăciunile noastre adresate Mântuitorului și Maicii Domnului și tuturor Sfinților, să ne rugăm pentru cei aflați în diferite necazuri și care sunt semenii noștri, apropiații noștri, rudele noastre, vecinii, colegii, ori prietenii noștri. Și să o facem cu toată sinceritatea. Mântuitorul apreciază și va aprecia dacă vom face toate acestea cu toată sinceritatea. Nu în mod ipocrit, nu în mod fățarnic, ci în mod cât se poate de sincer. Măcar aici, în biserică, și măcar în raport cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții, să fim sinceri, să fim noi, din cap până în picioare. Să ne recunoaștem neputințele, să ne recunoaștem slăbiciunile, să ne recunoaștem păcatele și patimile noastre și să cerem lui Hristos iertare, vindecare și tămăduire. Din pericopa evanghelică de astăzi vedem că și noi putem să ne întâlnim cu Hristos. Avem asemenea ocazie, asemenea sfinte prilejuri de a ne întâlni cu El. Și de a cere, nu doar pentru noi, ajutor, binecuvântare, alinare sau vindecare, ci și pentru semenii noștri. Pentru cei care nu știu, nu vreau sau nu pot să facă acest lucru. Sunt oameni care fie nu știu, fie nu pot, fie nu vreau, se află în diferite neputințe, poate chiar și în neștiință sau în ignoranță, sau într-o încăpățânare și într-un ambiție, într-o nesimțire, într-o împietrire a inimii și care nu pot sărmanii să se apropie de Hristos, să se apropie de biserică, să se roage, să se spovedească, să se mărturisească, să se împărtășească, să vină la Sfintele Slujbe, la Sfânta Liturghie. Și pentru ei, pentru toți câți îi știm și pentru cei care nu îi știm, suntem datori noi cei care venim să ne rugăm. Să-i purtăm în rugăciunile noastre, să-i purtăm în inimile noastre, să-i purtăm în sufletele și în cugetele noastre. Suntem cu atâtea apăsări și necazuri și greutăți asupra noastră toți. De aceea trebuie să ne ajutăm, să ne le ușurăm, să ne purtăm crucea noi, a noastră și a celor de lângă noi, să ajutăm la purtarea crucii de lor, de către ei. Pentru că unii nu pot să o poarte singuri, nu știu să o poarte singuri, nu înțeleg că trebuie să-și poarte crucea. Nu înțeleg de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă sau câte li se întâmplă. Cum nu înțelegem noi fiecare? Sunt lucruri știute de Dumnezeu, care rămân în taina lui Dumnezeu și care până la urmă vor rămâne în taina inimii și a minții noastre, a sufletelor noastre. Dumnezeu știe de ce ni se întâmplă unele sau altele dintre lucruri sau de ce nu ni se întâmplă unele sau altele. Dumnezeu știe mai bine ce ne este mai de folos sau ce ne este de fapt de folos. Dumnezeu știe mai bine când să ne vindece, când să ne tămăduiască, când să ne mai facă să mai așteptăm. El în înțelepciunea Lui și în pedagogia Lui știe ce ne trebuie, ce ne lipsește sau ce ne prisosește. Noi suntem datori să ne rugăm.
Noi suntem datori să facem ce trebuie în dreptul nostru, să ne împlinim datoriile și obligațiile noastre față de noi, față de seminii noștri, față de familia sau de, față de neamul nostru și față de noi în raport cu Dumnezeu. El nu are nevoie de nimic de la noi. Noi avem nevoie de El și de la El, de tot ajutorul și de toată binecuvântarea. De aceea, noi pe Dumnezeu nu-L putem condiționa cu nimic. Nu-L putem constrânge cu nimic. Noi pe Dumnezeu trebuie doar să-L rugăm, să-L implorăm, să-I cerem mila, ajutorul și binecuvântarea, să-L evocăm și să-L invocăm, să-L evocăm în cuvântările noastre, în purtarea noastră, în viața noastră, mărturisindu-L în tot locul și în tot ceasul, cu timp și fără timp, și să-L invocăm în rugăciunile noastre. Pentru noi și pentru cei de lângă noi, pentru noi toți și pentru a noastră mântuire. De aceea Mântuitorul a fost impresionat de acest sutaș, care avea în subordinea lui 100 de asemenea slujitori. Pentru că a fost precum păstorul care își are toată turma lui de 99 de oi adunată în staul, dar una este rătăcită și se duce să o caute pe aceea, să o răscumpere și să o aducă pe ea înapoi în staul. Și iată și acest sutaș se roagă pentru cel bolnav din comandamentul său, cu toate că avea încă 99 și restul erau sănătoși și erau la posturile și la locurile lor. Însă el a înțeles că acel 100-lea este tot al lui și că are datorie față de el și că dacă poate să facă lucrul acesta, de ce să nu o facă? Să se roage pentru el, să ceară pentru el vindecarea și tămăduirea lui. Și a ieșit în cale Mântuitorului și a făcut lucrul acesta cu toată sinceritatea și cu toată dragostea lui și cu toată modestia lui. Pentru că el a înțeles că nu poate el, păgând fiind, să-L primească pe Hristos, Dumnezeul cel adevărat, că nu este pregătit, că nu este vrednic. A fost conștient că nu oricând îl putem primi pe Hristos în inimile noastre dacă nu suntem pregătiți, dacă nu suntem vrednici. De aceea nu ne putem împărtăși în orice condiții, numai atunci când suntem vrednici. Și când duhovnicul, Părintele nostru duhovnicesc, ne dă binecuvântare și dezlegare în acest sens. Pentru că trebuie să fim pregătiți, să ne pregătim, să fim vrednici, că vrednici practic nu suntem noi niciodată, dar măcar să avem conștiința că ne străduim, că încercăm să facem cele bine plăcute lui Dumnezeu și că așa când, ca atunci când ne pregătim ca gazde să primim niște oaspeți, să primim pe cineva în vizită și pregătim și primenim casa și pregătim masa și așezăm toate bucatele cele mai alese, așa și pe Hristos. Nu-L putem primi sau nu-L putem aștepta în orice condiții, ci trebuie să ne pregătim așezându-ne și reașezându-ne în firea noastră, cea normală și cea naturală și binecuvântată în care sau cu care ne-a creat Bunul Dumnezeu. Astăzi îl pomenim pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Dacă citim manualele de acum, de istorie, vedem ce scrie și mai ales ce nu scrie în ele. Dacă ascultăm tot felul de comentarii, vedem că nu prea ne cultivă nici unele și nu ne insuflă dragostea de a ne cinsti înaintașii, eroii, domnitorii și sfinții noștri. Însă noi avem această datorie sfântă de a-i pomeni, de a-i cinsti și de a ne ruga pentru ei. De a ne ruga lor, celor care sunt sfinți, de a cere ajutorul, de a le invoca lor ajutorul și mila și binecuvântarea și mijlocirea lor la Hristos, la tronul Sfintei Treimii, în rugăciunile lor pentru noi toți și pentru a noastră mântuire,
ca Dumnezeu astfel să ne izbăvească pe noi de toate necazurile, de toate bolile, de toate neputințele, de toate slăbiciunile și de toate strâmbărările de care avem parte și care nu sunt puține. Așa că, dincolo de tot felul de comentarii sau aluzii răutăcioase sau comentarii din acestea pline de speculă, noi să ne cinstim eroii. Noi să ne cinstim înaintașii și domnitorii noștri, că ei au fost bărbați de stat. Ei au fost cu adevărat conducători și domnitori. Ca oamenii le-au avut pe ale lor. Că au fost oameni, n-au fost extraterestri. N-au fost îngeri, ci au fost oameni. Le-au avut pe ale lor. Dar au ținut țara. Și au ținut la țară. Au ținut la acest neam și la acest popor. Și Ștefan, și Brâncoveanu, și toți ceilalți, și Mihai Viteazul, și Carol Măicare, toți pe care vreți să-i pomenim de la un cap la altul al țării, din toate perioadele istoriei, vor fi ținut și cu ei, și cu ai lor, dar au ținut și cu țara, au ținut și cu poporul, au slujit țara. Și noi de aceea trebuie să-i pomenim. Că vedeți că astăzi am mai rămas toți noi, cum vă mai spuneam și altă dată aici, doar la mâna și la mila lui Dumnezeu, că în rest, ăștia suntem. Atunci erau mulți și puternici și aveam ocârmuitori care le aveau și ei pe cele rele, dar le aveau pe cele bune. Mai greșeau și ei ca oameni, dar mai făceau ceva și pentru țară. Noi de aceea trebuie să-i pomenim, de aceea trebuie să-i cinstim, sau și de aceea, pentru că au ctitorit biserici, mănăstiri, în care noi astăzi intrăm și ne închinăm și ne rugăm. Pentru că au lăsat țara întreagă și au apărat-o și au răscumpărat-o de sub robiile otomane și a altor imperii. Și au apărat-o spre a nu fi predată de nimeni și de nimic. De aceea noi, în frunte cu Ștefan cel Mare pe care îl pomenim azi, și cu ceilalți domnitori martiri și mărturisitori creștini și sfinți ai acestui popor, trebuie să le acordăm toată cinstea și toată prețuirea și toată admirația noastră, toată gratitudinea și recunoștința noastră. Că dacă ei nu erau atunci, nu știu ce mai eram noi astăzi, dacă mai eram ceva. De aceea trebuie să-i pomenim. De aceea trebuie să ne rugăm lor. De aceea trebuie să-i tratăm cu toată cinstea și să le explicăm și tinerilor sau copiilor acest lucru. Că toate neamurile, toate popoarele au eroi, simbol la care ei țin și pe care ei prețuiesc și cinstesc și respectă. Și așa trebuie să facem și noi. Cândva știam să ne cinstim. Astăzi parcă suntem de multe ori spălați pe creier, manipulați. Să ținem la toate prostiile, să ne importăm toate nemerniciile de peste tot, și să-i relativizăm pe ai noștri, să-i contestăm, să comentăm la adresa tuturor. Ne-am transformat de multe ori vis-a-vis de valorile noastre și de simbolurile noastre în niște cârcotași, care credem că la noi e pustiul și fără de legea și în alte părți curge lapte și miere sau umblă câinii cu covrigi în coadă. Or nu este așa. Peste tot sunt și bune și rele pe fața acestui pământ, pentru că oameni trăim și colo și dincolo, cu bune și cu rele, cu greutăți și cu neputințe, cu slăbiciuni și cu patim, dar unii dintre oamenii providențiali lăsați de Dumnezeu pe acest pământ au făcut fapte și gesturi sau acte demne de toată prețuirea posterității a urmașilor, demne de recunoștința noastră a urmașilor lor. De aceea se cuvine să-i pomenim și să ne rugăm lor. Pentru că și ei se roagă pentru noi în Împărăția lui Dumnezeu, probabil împreună sau alături cu sutașul din Evanghelia de astăzi. Ca astfel toți să ajungem să ne rugăm din preună, la oaltă, cu toții, bucurându-ne în Împărăția cea cerească și prea veșnică a Sfintei Treimi, de binecuvântarea și împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.